multe. Da. Adică am fost gardă de corp, am fost agent de intervenție, am fost antrenor de fitness. Deci am fost o perioadă gardă de corp al lui Leonardo Roftei, exact după perioada în care cuceriste titlul mondial la profesioniști și trebuia să stau tot timpul în el, să am grijă să poată să-și facă omul cumpărăturile liniștit. Că nu reușea. Era o viață liniștită. Aveam o viață care mergea pe un făgaș. Numai că eu întotdeauna mi-am dorit din ce în ce mai mult. La 27 de ani am întâlnit doi oameni minunați, doi soliști de operă, iar ei m-au întrebat. Mă, tu cânti? Cred au sesizat ceva în timbrul meu vocal. Bineînțeles că la momentul ăla am spus, ei, cânt în baie, cum face oricine. Dar au insistat să mă asculte. În 6 luni din momentul ăla am renunțat la tot. M-am apucat de studiat și am intrat la conservator în București, în primii 10. Căsătorit? Da. Și atunci și acum. Atunci cu altcineva, acum cu altcineva. E, normal. Ai schimbat jobul și... Da, pentru că la vremea aia aveam o altă soție, aveam un alt job foarte bun. Da. Și am renunțat la toate și m-am apucat de cântat. A, tu când ai renunțat la tot, chiar tot ai zis, adică n-ai lăsat nimic. All the way. Da. Valentin, ne vei uimi? Doamne ajută. Hai să vedem. Il nostro amore